Astăzi, Colegiul Național Gheorghe Țiței, ca îmbrăcat straie de sărbătoare, 103 ani se împlinesc de la înființarea prestigioasei instituții de învățământ. Cu acest prilej, conducerea liceului a organizat la Palatul Culturii Teodor Costescu festivitatea de premiere a elevilor olimpici, alături de o serie de momente artistice. Ne bucurăm să ne fiți alături la ceas festiv, într-un moment de recunoaștere a timpului școlii, un timp evenimențial care omagează dascălii de vocație, generații de absolvenți, pentru libertatea spiritului și a gândirii. Elevii și profesorii de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica au îmbrăcat straie de sărbătoare la împlinirea 103 ani de existență. Cu această ocazie, liceul a organizat festivitatea de premieră olimpicilor și momente artistice susținute de elevi. Astfel au fost obținute 207 premii la olimpiadele județene, 42 de calificări la faza națională, 21 de premii la faza națională și o calificare la faza internațională. Cei 200, mai bine de 200 de elevi alături de profesori, să se ridice în picioare pentru a fi aplaudați de întreaga sală. Merită cu prisosință! Stimați invitați, bine ați venit în casa noastră! Pentru un timp, în fiecare an, acest lăcaș de cultură și de educație devine neîncăpător pentru sutele de elevi și de dascăli ai Colegiului Național Gheorghe Țiței, dar și pentru invitațiilor speciali. De fiecare dată ne bucurăm să mai adăugăm încă un an la buchetul excelenței în formarea oamenilor de mâine. Astăzi împlinim 103 ani de existență și de excelență. Ca vinul vechi devenim din ce în ce mai buni și mai apreciați. Dovada este evidentă, căci și anul acesta am plăcerea de a vă prezenta invitații care ne sunt alături din toate punctele de vedere în luna lui Florar, când Țiței îmbracă straiele de sărbătoare ale unei eterne primăveri, în trup, în simțire, în acțiune. La eveniment au participat profesori, foste cadre didactice, elevi, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, a Inspectoratului de Poliție Județean, autorități locale și județene, unele dintre acestea fiind chiar absolvenți ai prestigioase instituții de învățământ. Mă aflu astăzi aici într-o dublă calitate, în calitate de fost absolvent, pentru că acum 15 ani pășam pe această scenă în calitate de elev al Colegiului Național Gheorghe Țiței și astăzi în calitate de reprezentant al autorităților locale. Și mă încearcă deopotrivă două sentimente. Mă încearcă un sentiment de recunoștință față de trecut și un sentiment de speranță față de viitor. Vă privesc elevii meritoși din spatele meu și știu că aveți un viitor frumos. La mulți ani, Țiței! Da, este o mândrie să fii absolvent al Colegiului Național Gheorghe Țiței. Mai mult decât atât, este un fapt, este dovedit. Colegiul Național Gheorghe Țițeica este una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ din România. Bun, eu sunt subiectiv, pot să spun asta, dar nu de subiectivism este vorba aici. Faptele vorbesc, rezultatele vorbesc, rezultatele ne spun asta. Și din acest punct de vedere, trebuie să fiți de asemenea mândri. Dar cea mai mare comoară pe care o aveți, dragi elevi, la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, sunt dascălii. Sunt dascălii pentru că, așa cum era și pe vremea mea, așa este și acum. Aveți dascăli extraordinari, oameni care știu să vă pregătească pentru viață, să vă pregătească pentru ce va urma în momentul în care veți deveni absolvenți. Și trebuie să prețuiți în fiecare moment și fiecare moment să prețuiți timpul pe care îl petreceți cu dascălii dumneavoastră. Multe lucruri nu sunt de spus. Am ținut în mod special să particip la această sărbătoare a unității dumneavoastră școlare, care împlinește astăzi 103 ani de existență și excelență. Am venit din respect pentru dumneavoastră cadre didactice, care formați un corp de excelență, la fel ca și acești tineri pe care îi pregătiți, la fel ca și părinții dumnealor care susțin și țin aproape de dumneavoastră. Că nu-i așa? Nu poate
funcționa bine o unitate școlară fără a se uni acest trident: profesori, elevi și părinți. Bineînțeles, asta cu sprijinul și cu ocrotirea autorităților locale și județene. Mă onorează prezența la această zi și pot să vă spun de la bun început că bine vă găsesc în casa voastră. Cred că în aceste momente, la aceste ceasuri aniversare, cred că și pe Dumnezeu, dacă ar fi să-L întreb ce ar trebui să spun sau pentru ce este timpul, mi-ar spune, e timpul pentru Laudatio. Mulțumesc! Laudatio, cum poate s-a afirmat mai devreme, pentru ce? Pentru un trident. Și cred că trebuie să privim în viitor și atunci n-aș putea să nu încep cu un laudatio pentru voi, dragi elevi. De-a lungul timpului, Colegiul Național Gheorghe Țițeica a scris istorie în județul Mehedinți, fiind situat pe unul dintre locurile fruntașe în ceea ce privește performanța elevilor la învățătură.